Revenim la subiectul zilei, cel referitor la asigurările de călătorie. Alături de mine a venit colegul meu, Oleg Doronceanu. Bine ai venit, Oleg! Bine te-am găsit! Oleg, în primul rând am vrea să știm ce acoperă o asigurare de călătorie basic și cam cât costă o astfel de poliță. O asigurare de călătorie în străinătate este un produs oferit de majoritatea companiilor de asigurări din România și oferta companiilor diferă în funcție de țara în care mergem, în funcție de perioada în care ne aflăm în străinătate, dar și în funcție de riscurile pe care dorim să le acopere această asigurare de călătorie. În mod normal, aceasta acoperă niște riscuri de bază, cum ar fi întreruperea călătoriei, pierderea bagajelor, cheltuielile de tratament de urgență în cazul în care s-a întâmplat în străinătate o situație care necesită tratarea în intervenția de urgență în cadrul unei unități medicale, fie de stat sau private în străinătate, precum și multe alte riscuri, cum ar fi răspunderea civilă, accidente, etc. Prețul acestei polițe este de la câteva zeci de euro și poate să ajungă până la câteva sute de euro pentru o acoperire care poate să meargă maximum până la 100.000 de euro. Asta este și funcție de zona în care mergem. Pentru că asigurătorii diferențează aceste pachete în funcție dacă se merge într-o țară din Europa sau în o altă țară.